Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor, viața socioemoțională a copiilor. Reglarea emoțională începe în copilărie și se realizează în contextul relațiilor. Copiii se nasc cu nevoia și dorința de a se conecta și de a primi empatie de la cei din jurul lor, indiferent că vorbim despre prieteni, colegi, părinți sau educatori, profesori. Înțelegând viața socială a copiilor, modul în care ea evoluează, vom putea oferi copiilor noștri confortul emoțional necesar stabilirii unor relații autentice de prietenie și respect reciproc. Astăzi, în cadrul campaniei Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor, vorbim despre emoții, despre interacțiune socială, despre chiar despre acest debut de an școlar, fără precedent, am putea spune, în condițiile pandemiei. Și alături de noi este Ioana Chicet Macoveiciuc, autor de carte, blogger, prințesaurbană.ro. Începem discuția noastră, pentru că ieri, 14 septembrie, a început școala. Cât de mult le-a lipsit copiilor interacțiunea cu prietenii, să spunem, cu colegii? Pentru că în intervențiile anterioare am constatat un lucru interesant și oarecum firesc, aș putea spune, faptul că părinții au dezvoltat așa un soi de anxietate, de neliniște legat de începutul de an școlar și din punct de vedere al sănătății, al integrității, aspectele astea de ordin sanitar, medical, cum ne protejăm copiii, pe de o parte. Copiii, să spunem că au pus mai puțin accent pe aceste lucruri, cât a existat o dorință foarte, foarte mare de a-și revedea colegii, de a se întâlni cu ei, pentru că până la urmă școala ca instituție nu este un loc unde copilul ar trebui să acumuleze doar cantitativ informații. În primul rând, școala este cel mai important loc din viața noastră, aș putea spune, care ține de interacțiunea socială. Acolo, începând de la grădiniță și apoi continuând cu ciclu primar, gimnazial, liceu și așa mai departe, facultate, sunt locuri unde noi interacționăm cu oamenii, sunt locuri unde noi avem nevoie, cum spuneam mai devreme, de să oferim empatie și să primim empatie, să oferim compasiune și să primim compasiune, să stabilim niște relații echilibrate, armonioase cu cei din jur. Bun găsit! Mă bucur să fim împreună și să discutăm despre lucruri pe care eu le consider foarte importante și care cred că lipsesc așa din conversație. În perioada celor 5-6 luni în care am stat, noi am ales să stăm destul de izolați, nu am ieșit, n-am fost la locuri de joacă, nu am fost la restaurante, terase, ne-am întâlnit doar cu familia și atât. M-a fost o alegere personală și nu, asta nu înseamnă că e singura posibilă. Ce vreau să spun este că copiii nu au socializat decât extrem de rar și cu o singură altă familie. Însă, mie mi s-a părut că lor le-a făcut bine perioada asta. Ei se au unul pe celălalt. Probabil că în familiile cu un singur copil a fost ceva mai dificil. Ei s-au jucat foarte mult împreună și am avut mult timp noi cu ei. Iar pentru ei asta a fost o vacanță, deși au făcut și școală online și ele am ținut și de citit și de toate cele. Așa că atunci când a început școala, ei au făcut un pic online 2 săptămâni și de ieri au început și ei fizic. Spuneau că o să le fie greu și eu m-am gândit, bineînțeles, cu mintea mea de adult, încorsetat, că ok, măști, dezinfectat și toate cele și de fapt nu, problema lor era că nu o să mai fim împreună. Dar cum o să fie atâtea ore de dimineață până seara fără tine? Asta a fost. O să ne fie dor și tu nu o să fii acolo, deși ei sunt adaptați, ei merg la școală de niște ani. Dar cumva perioada asta a fost așa, am fost ca într-un cocon și brusc se simt dezgoliți probabil și nesiguri când ies
se vor obișnui. Eu am mare încredere în general și în copiii mei, dar în toți copiii lumii se adaptează mult mai ușor decât noi și au putere unii de la alții, se descurcă. Eu știu că noi avem așa dorința asta de a-i proteja mereu și de a le oferi ce e mai bun, dar ei se descurcă și singuri să-și ia ce e bun și să dea la o parte ce e rău, dacă primesc de acasă baza asta care să-i ajute să discearnă. I-am luat obosiți la școală, de la școală la ora 4 ieri, dar erau bine, bucuroși, povesteau, vorbeau amândoi în același timp ce au făcut și erau foarte importanți. Dintr-o dată ei știau lucruri pe care eu nu le știam, de unde tot timpul, toate lunile astea am trăit toți același lucru, acum ei erau undeva într-o zonă necunoscută mie și eu încercam să mai întreb, dar ei voiau să-mi spună lucruri și foarte târziu au deschis conversația și despre mască, că eu încercam să află, le-a fost greu, că totuși sunt atâtea ore. Nu a fost, adică cel puțin pentru ei alte lucruri au fost mult mai importante. Mici deja au început achinările între ei, încep să-și formeze iar noi prietenii, ei sunt la o școală unde îi amestecă, nu au aceiași colegi în fiecare an. Și au început atonările și micile hârjoane și e interesant pentru ei. Bineînțeles că eu sunt copleșită de toate gândurile și dorm prost și ei vorbesc în somn deja cu colegii lor. Cumva încerc să mă încarc eu de la ei și aleg să cred că o să fim bine cu toții, așa, și noi în particular, dar omenirea așa, vom trece cu bine și peste asta, sunt convinsă. Probabil că este un picuț mai greu pentru copiii mai mici, să spunem, cei care sunt, deși, mă rog, dacă stăm bine să ne gândim, orice început este o provocare. Pentru cei din grupa, din clasa pregătitoare sau din cei din clasa a întâia, mă gândesc că cei de gimnaziu deja care trec, să spunem, clasa a 5-a, 6-a, 7-a, nu mai zic clasa a 8-a, ei poate au mai interacționat și poate că s-au mai întâlnit. Iarăși mă gândesc că, mai ales în cazul băieților, în aceste luni au mai corespondat prin tot felul de jocuri online, pentru că până la urmă, stând în casă și petrecând atât de multe ore părinții împreună cu copiii, aici mă refer și la părinții care au lucrat de acasă, a fost poate singura variantă de a mai interacționa și de a mai socializa prin tot felul de jocuri pe PS4, Fortnite, ce au ei acolo, și mă gândesc că asta le-a fost cumva mai ușor și din punct de vedere al reîntâlnirii. Cât de important este pentru părinți să înțeleagă viața socioemoțională a copiilor? Și anume, mă refer mai mult la faptul de a pune un accent mai mare pe aceste nevoi socioemoționale decât pe nevoile de bază, pe nevoile primare. Pentru că venim dintr-o cultură în care, să spunem că în urmă cu, nu știu, 45 de ani, părinții noștri aveau o cu tot altă mentalitate. Și bineînțeles că nu înțelegeau conceptul de a fi empatic, ce înseamnă, bun, eu îți ofer un acoperiș deasupra capului, ai rechizite, ți-am luat uniformă, ai îmbrăcăminte, ai mâncare, sandvișurile pentru la școală. Cam la asta se rezuma totul. Ori acum în parentaj se pune într-adevăr accentul foarte mult pe nevoile emoționale ale copiilor și chiar aș semnala un lucru, un subiect foarte interesant, pe nevoile emoționale ale băieților. Faptul că iarăși venim cu niște pattern-uri culturale în care băieții trebuie să fie duri, băieții trebuie să nu plângă, băieții nu trebuie să-și exprime emoțiile, eventual dacă și le pot reprima, nu cumva băieții să arate că sunt slabi sau vulnerabili, pentru că societatea învață de fapt altceva. E un subiect foarte vast acesta. O să mă rezum la a puncta doar câteva lucruri pe care le-am observat ca părinte, dar și ca agregator de povești. Am început acum câteva săptămâni să public o serie de scrisori scrise de adolescenți sau de tineri, chiar de preadolescenți, care se simt nevăzuți și neascultați, inclusiv de părinții lor. Îmi scriu fete care
au încercat în repetate rânduri să le povestească mamelor lor despre felul în care sunt agresate la școală de colegi, despre felul în care profesorii nu intervin, iar răspunsul mamelor în general este fie hai că sigur ai făcut tu ceva, păi nu vezi cum te așa, fie hai lasă că era și pe vremea mea și ce așa mare brânză. Ori copiii, apropo de ce spui, au această nevoie uriașă de conectare încă de când sunt foarte mici, când viața lor depinde de asta, deci bebelușul depinde de privirea mamei lui ațintită asupra lui, pentru că altfel poate să moară. Pe măsură ce ei cresc, bineînțeles, nevoia devine tot mai mică, dar ea rămâne o nevoie foarte presantă. Un copil de 2 ani care vrea să-și îmbrățișeze mama și nu poate că e dincolo de gardul unei grădinițe, suferă inclusiv fizic. Este o suferință reală, este o nevoie importantă, aș putea să o numesc de bază la copiii mici. Dar iată că și copiii mai mari au aceeași nevoie, chiar dacă în adolescență ei se luptă să se desprindă, pentru că au nevoie să se afirme, să se cunoască și să devină ei înșiși 100%, trebuie să rupă relația asta, cordon umbilical cu părintele de atașament, care cel mai adesea e mama, doar că ceva se întâmplă pe parcurs, în multe familii și conectarea asta se frânge, da? Firul ăsta întins între părinte și copil, fie face așa o burtă și nu prea mai știi ce e cu celălalt, fie se întrerupe de tot. Și am observat asta și la fete, dar și la băieți. Îmi scriu băieți de 14-15 ani care îmi spun, trăiesc cu părinții mei în aceeași casă de 14-15 ani, dar eu nu știu cine sunt. Ei nu s-au așezat niciodată, familii educate, părinți, medici, avocați, profesori, pur și simplu nu știu dacă este tehnologia, dacă este stresul vieții cotidiene, dacă este faptul că muncim prea mult, dar e un grup, e o generație întreagă de copii care se simt nevăzuți, neauziți, la școală e atât de complicat, se întâmplă agresiunile astea între copii care vin tot din familie, pentru că dacă noi nu avem un pic de igienă emoțională și nu suntem noi în locul în care să putem accepta pe toți oamenii din jur fără să îi tratăm, nu, gândește-te, copilul stă la masă cu noi și noi începem să comentăm, ai văzut-o și pe aia, o proastă, o țărancă, copilul ăsta înțelege că este felul în care noi ne raportăm la ceilalți, suntem superiori, putem spune orice, tratăm cu dispreț și ajung să intre că le spunem noi, bai, trebuie să te porți frumos, ei învață din ceea ce suntem. Asta știe deja toată lumea. Și dacă atitudinea ta generală, în trafic, la masă, când îl duci la auto și la ăla ce mașină de neam prost are, dacă tu îi arăți copilului disprețul tău față de lume, asta va învăța și asta va fi, va face la școală. Da, va deveni un agresor mai subtil sau poate mai direct, nu știm. Cred că e foarte important și mereu spun asta când am conversații cu părinții, să încerce să... să fie acolo, să vadă copilul, indiferent de vârsta lui, și să încerce să nu aibă așteptări mai mari decât părinții au această nevoie de a-și, ca copilul lor să fie așa cum își doresc ei, să fie și el sociabil, să doarmă, să mănânce, să fie bun la școală, dar poate copilul nu este e un introvert, să spunem. Bețelul nostru așa este. El nu dorește să socializeze și ani în șir am fost frustrată că mergeam în parc și fetița se juca și bețelul stătea lângă mine. În fiecare zi, ore în șir. Dar uite, nu vrei să... Nu. El voia să stea acolo să observe. El acolo se simțea bine, dar eu aveam nevoie să-l împing în tiparul meu, că eu sunt sociabilă și eu mă distrez când socializeze. El se simte bine când observă. Și am avut nevoie de ani să înțeleg că eu nu făceam decât să-l invalidez, să-i neg existența, să-i spun, dar fii și tu mai ca mine, dar el este ca el și e foarte bine așa. Dar e nevoie să fii acolo și să observi lucrurile astea și să ai mintea așa deschisă ca o umbrelă, să poți să accepti că omul ăsta pe care l-am crescut în corpul meu este diferit de mine și e minunat așa cum este. Și avea momentul în care am încetat să-i mai spun, dar du-te și tu. I-am zis, ok, hai să stăm amândoi pe bancă. Câteva zile a fost nevoie ca el să se desprindă și să se ducă. Da? Din momentul în care i-am zis, te văd, văd exact cum ești, ești grozav, sunt aici pentru tine, du-te liniștit. Deci cred că e important odată să-i vedem, să le dăm timp cu noi. Mă gândesc cât de trist este să-ți spună copilul tău de 14 ani că nu știi cine ești. Oare știe cine este el în condițiile astea? Copiii se învață pe sine foarte mult din noi. Dacă oglinda asta dispare, dacă părintele nu e acolo,
ajută foarte mult și conversațiile despre ceilalți și despre compasiune, și dar cel mai mult ei învață din relații, din relația cu noi și din relația lor cu ceilalți. Un copil învață să împartă când observă că atunci când împarte, primește ceva, bucuria celuilalt. Degeaba îl tocăm la cap și îi smulgem din mână, nu așa funcționează. Degeaba încercăm să ne protejăm copiii de relații nepotrivite, mai ales pe cei mici. Văd pe grupurile de părinți această disperare a mămicilor. Se joacă cu fete mai mari care învață să vorbească urât sau se joacă cu copii care o umilesc. Și eu întreb, da, dar copilul tău vrea să mai meargă cu acei copii? Da, vrea în fiecare zi. Ok, lasă-l să meargă, că el învață din relația aceea. Când o să-i fie mai mult rău decât bine, va spune, nu mai vreau cu copiii aceia. Ei nu au rigorile astea pe care le avem noi, vai, mă duc din complezență sau pentru că am... Nu, lui dacă este bine într-o relație, va sta acolo. Să avem încredere că știe să se protejeze. Instinctul lor funcționează foarte bine. Bineînțeles că nu lăsăm să fie lovit. Asta în niciun caz, deci trag o linie când e vorba de agresiune fizică, dar restul lucrurilor, că trebuie să lăsăm un pic copiii să învețe din relații, să fie în relații, chiar dacă noi le privim cu, hai să ne aducem aminte când mama și tata ne zicea, nu te joci cu la între... ce simțeai? Încercai să te fofilezi ca să poți să te vezi cu cine nu îți dorești, adică da, am vorbit mai mult decât mi-am propus. Nu, foarte interesant și, într-adevăr, cumva pentru copii este foarte important să exploreze și să o facă singuri, noi fiind niște observatori ca părinți, să descopere, pentru că aici intră foarte mult partea de creativitate și de imaginație și exact cum tu foarte bine ai punctat, ei nu prea știu ce sunt alea relații de complezență, da? Să fie amabil că așa trebuie și ei, clar, copiii sunt mult mai autentici și trebuie să învățăm să fie așa și mai ales trebuie să le acordăm foarte mult timp. Vorbim despre acel timp de calitate despre care se tot pomenește și se vorbește în ultimii ani. Una este ca părintele să... și asta vis-a-vis și de înțelegerea nevoilor și de viața socioemoțională a copilului, una e să stai fizic cu el, dar fără să fii conectat la ceea ce simte sau la ceea ce gândește copilul, și alta e să ai, nu știu, jumătate de oră sau o oră maxim pe zi în care efectiv conectarea aia să se realizeze. Aș vrea să fac și o scurtă prezentare de carte, pentru că tot am vorbit despre viața socioemoțională a copiilor. Un autor foarte drag, Mia Leta Solter, Copiii noștri frumoși și sănătoși, Cum să te vindeci prin joc, râsete și lacrimi, o carte publicată în colecția Parentaja editurii Herald, care face parte din campania Educația și viața socioemoțională a copiilor noștri. A fost alături de noi și îi mulțumim foarte mult Ioana Chicet Macoveiciuc, autor de carte, blogger prințesaurbana.ro. Atât din experiența, să spunem, de jurnalist, dar și iarăși foarte important și din experiența de părinte până la urmă, pentru că putem să primim multe sfaturi, eu știu, de la psihologi și psihoterapeuți, dar cred că își pune amprenta asupra vieții noastre armonioase, așa cum ne-o dorim, tihnită, liniștită, echilibrată și experiența noastră de părinte. Iar cred că cărțile și seminariile și webinariile și tot felul de conferințe vin cumva să completeze aceste informații din partea practică, să completeze cu partea teoretică, ca să putem crește, exact cum spune și Aleta Solter, copii sănătoși, copii frumoși și echilibrați din punct de vedere emoțional. Încă o dată mulțumesc foarte mult. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi minunată în continuare. Copiilor, baftă la școală și lectură plăcută. La revedere!